dimineață. Mai bine cu organul, mai bine pe el cu asta. Și așa, dacă n-am mai pornit-o și a venit frigul, da, începe să facă frigul cu asta. Începe din casă să facă. Da, stai. Ieri, dar ai pornit alea? Da, le-am încărcat. Astăzi nu mai e nevoie. Dar n-am intrat înăuntru. Că am fost doar afară. Ăștia au avut invitații la alea. Și am fost înăuntru, a venit la 12 și ceva. După ce s-a terminat meciul. Dar da, a fost frumos. Ia, și a fost și România. Da, m-am uitat la ăla. A văzut și eu până la 3-0 și după care m-am plecat. Bine, ți-am aflat că e. Și... am dus la... am fost la Prahova, vedeți, nu vă fug. Acolo am găsit pe unul, acolo nici nu e bine să parchezi și asta, am fost la ce să stai. I-a deschis lumea un Toyota RAV, a lăsat-o și a deschis-o. Mă sunase și pe mine ăia că să le duc marfă, că nu mai avea marfă. Dar ce vă, mă, pula mea, că am băut. Acolo a avut două prești. A fost și o lac acolo. A fost și mult, dar nu poate. A fost și ăștia ai mei, dar n-au zis nimic. Da, totuși. A fost cu cupa României, la petrol. Mă simt așa plus. Da. Seara asta nici nu mai dau la.
Femeia bătrână cum se simte? E bine? A, tata e meteosensibil la viață și cam doare genunchi pe picioare. Dar, nu ce să zic, nu știu să-și revine, i-a crescut păr. Are mai mult păr ca mine, dar e cum o periuță. I-a căzut tot. Și după două luni de zile o să aibă păr.